Învrăștiind veștile, de Lady Gregory. Traducere de Victoria Gheorghiu. Adaptare radiofonică de Dinu Săraru. Faceți loc, faceți loc, faceți loc, vă rog, poftiți, domnule judecător. Poftiți și iertați-mi desuiala. Dar știți, e zi de târg, lume multă, înțelegeți, nu-i așa? Faceți loc, vă rog, faceți loc. Poftiți, domnule judecător. Mare lucru nu e, știți, târg mic. Mai mult fructe și păsări, vite și ouă. Faceți loc, faceți loc, vă rog, poftiți. Pe aici, domnule judecător. Vite și noroi, niciun sistem, ce priveliște dezgustătoare. Întocmai, domnule judecător, aveți dreptate, dar știți, înțelegeți. Presupun că e foarte multă dezordine pe aici. Poliția ar trebui să ia măsuri? Să ia, dar sunt singurul polițist în toată localitatea, domnule judecător. Nu știu, districtul a fost neglijat în mod rușinos, dar întorc eu foaia. Întorceți-o. Când eram în insulele Andaman, sistemul meu n-a dat niciodată greș. Da. Fac eu ordine pe aici. Ce are femeia aceea pe tarabă? Știți, înțelegeți, mere de obicei și dulciuri. Vezi, dacă nu sunt pitite pe dedesubt, niscaiva mărfuri fără autorizație, băuturi spiritoase sau altceva. În insulele Andaman se schivau de la impozitul pe sare. Ai alcool, doamnă Tarpi? Nu văd alcool aici, nici sare, domnule judecător. Cunoști bine orașul ăsta, femeie? Mere, un peni jumătate duzina înălțimea voastră. Femeia asta e cam surdă, domnule judecător. Domnul te întreabă dacă cunoști orașul. Orașul nostru. Orașul este judecătorul cel nou, doamne Darby. Să trăiți înălțimea voastră, îl cunosc, cum să nu-l cunosc, vai de mine. Cu ce se îndeletnicesc oamenii pe aici? Îndeletnicire? Păi ce îndeletnicire să aibă lumea pe aici, decât să se amestece în treburile altora? Vreau să spun ce meserie au. Nici o meserie înălțimea voastră, niciuna, decât să flecărească. Păi ce ar putea să facă? Femeia asta îmi pierd timpul de pomană. Oameni săraci, proști, domnule judecător. Știți, înțelegeți, mai mult proști. Da, înțeleg, dar ăla care fumează pipă. Pipă, cine e? James Ryan, înălțimea voastră. V-a văzut și s-a speriat. Uite-l cum a luat ăla sănătos. Știți, înțelegeți, mai mult prost. Fumul din pipa ăstuia apare cam verde. Cultivă, desigur, tutun fără autorizație. N-ar strica să-mi aduc telescopul în districtul ăsta. Da. Hai să mergem la poștă să telegrafiez după el. Mi-a fost de mare folos în insulele Andaman. Pe aici e poșta. Sistemul pe meu. Pe aici e poșta, domnule judecător. Poftiți, faceți loc. Faceți loc, vă rog. Hai, ce ghinion. Ce ghinion pe mine, doamne. Să-mi cotrobăiască polițaiul John Marden prin toată taraba, numai ca să facă pe grozav în fața noului judecător. Bună dimineața, domnul Tarpi! Bună dimineața, Bartley Fallon! Bună dimineața, Mary Fallon! Ei, Bartley, azi n-ai de ce să te plângi. Toți spun că piața a fost bună. N-a fost o piață bună, doamnă Tarpi! Cum? N-a fost o piață bună! Da! Toate au mers aiurea! Dacă nu te aștept să mai mult, capeți mai puțin! Așa mi se întâmplă întotdeauna. Orice am de vânzare se ieftinește și orice am de cumpărat se scumpește. Dacă e să cadă vreo nenorocire pe lumea asta, atunci pe mine cade. Ca un câr de cior pe câmpul pustiu. Nu-i așa, dragă Mary? Mai dă-le încolo de nenorociri, Bartley. Ascultă-l! Da. Ascultă-l mai bine pe Jack Smith.
Roșcovanul care vine încoace cântând. Pe semne că se duce să-și strângă fânul de și-a luat furca aia mare cu el. Cu siguranță că la fân se duce. Auzi cum cântă, cu ce foc, săracul. Ar fi un cântec frumos dacă l-aș putea auzi cum trebuie, dar... Îi spune femeia Roșcovanului. Știu eu bine cântecul ăsta e cu tâlp. Dar nevastă ta unde e James? Vă spun bună ziua, doamnă Mary, și dumneavoastră, domnule Bartley. Bună ziua. Și dumitale, doamnă Tarpei. Bună ziua, bună. Nevastă, mi-a ziceți, a spălat rufele. A spălat rufele, doamnă Tarpei. Le-am tins pe gar și nu îndrăznește să le lase acolo. Cu toți căldărarii ăștia care trec spre bâlci. Eu sunt în trecere pe aici. Vreau să mă duc la locul pe care l-am contractat pentru fân. Azi împărțim pământul măsurându-l în pași. Pare să fie o zi bună, domnule Bartley. N-apucați voi să împărțițați funiața. De ce? Până de seară o să cadă ploaia pe ea. Ca și pe a mea. Rare ori se întâmplă să pornesc la drum fără să cadă ploaia înainte de a-mi găsi eu vreun adăpost. Părerea mea, Bartley, este că ar trebui să porți pe cap în loc de pălărie o găleată găurită. Așa încât să nu te mai plângi fără să ai de ce. Ia te uite la ea, tineral lui Pat Ryan. S-a năpustit peste voi, Lușonesi. Nu te sperea, Pat, îți dau eu o mână de ajutor. Mă duc să-l ajut. La revedere la toți. La revedere, La revedere. Ei, e timpul să mergem și noi acasă, dragă Bartley, nu? Da. Uite, tot ce am cumpărat am pus aici în coș. Ia te uită. Jack Smith și-a uitat furca. O să aibă nevoie de ea. Jack Smith! Luat-o prin mulțime. Du-te, uite după el, Bartley. O să aibă nevoie de furcă. Da, am să-i o duc. Aici nu e un loc, sigur. Ena, pop. Dacă vreau un coș de răsturnat în piața, băi, acela nu poate fi decât al nostru. Doamne, neîndemânate cum ai ia, peste coș. Vorbește atâta de nenorociri că, uite, ia uite cum se răsopolesc. În toate părțile, paharele astea de ouă, și cele două pungi cu zahăr au pestit și ele. Dumnezeu să ne ajute, doamnă Fallon, ce s-a întâmplat cu coșul dumitale? Chiar bărbatul meu cu stângăcia lui l-a răsturnat și nici nu s-a mai uitat înapoi. Aleargă ca un nebun cu furca lui Jack Smith. Tot timpul face așa. Își lasă treburile lui pentru alții și nu se uită niciodată înapoi. Uite, tot zahărul s-a risipit. Iar el nu se bea ceaiul fără zahăr. Acum trebuie să mă duc înapoi la prăvăliță să cumpăr altul. Halal câștig pe ziua de azi. Vezi că-mi răstor și tu toate lucrurile astea pe care abia le-am adunat. Dar ce e cu tine, Tim Kezii? Unde e Bartla? Doamne Fallon, am o vorbă cu el. Mi-era teamă să nu s-a fi dus acasă. Mai bine s-ar fi dus acasă. De ce? Era mult mai bine dacă s-ar fi dus acasă de la bâlci. Sau dacă n-ar fi venit deloc. Unde să fie? Unde? A luat-o în sus după Jack Smith cu o furcă. Cu o furcă? La revedere, doamne, doamne. Bună, bună. Să mai aibă în pasă. Cu o furcă după Jack Smith. Nemaipomenit. Ai auzit vestea, doamnă Terpi? N-am auzit nicio veste, Tim Kezii. Pe semne că s-a iscat vreo ceartă între Jack Smith și Bartley Fallon. Și se pare că Jack a luat-o la sănătoasa. Iar Bartley s-a luat după el cu o furcă, doamnă Terpi. Nu mai spune. Da. Ei, dar știi că nu le-a trebuit mult. Nu sunt nici 10 minute de când erau amândoi aici. Bartley se ducea acasă. Așa? Și Jack la funeață. Așa merele împrăștiate de Joe Malden, polițaiul. Și când m-am uitat din nou împrejur, Jack Smith dispăruse. Așa. Plecase și Bartley Fallon. Iar coșul doamnei Fallon era răsturnat pe jos. Aici? Ce-i aici? Da. Două pungi cu zahăr colo, paharele de ouă dincolo. Dar din ce s-au luat? Mare pacoste și surzenie asta. Să n-aud eu din ce s-au luat. Stai puțin să-i spui și lui James Ryan. Se tot învârtește pe aici. El e vecin cu Bartley și așa. Mare păcat să nu afle. Domnule Ryan! A furisită pacoste, Dumnezeule, într-o zi ca asta. Dar cine ar putea ști adevărul? Precis, Sean Orly și doamna Tali, pe care îi văd venind încoace. Ați auzit vestea? Veniți, Jack Smith și Bartley Fallon s-au luat la ceartă. Și Jack a răsturnat coșul doamnei Fallon în mijlocul drumului. Iar Bartley l-a atacat cu o furcă. Jack a șters-o și Bartley s-a luat după el cu furca. Nu se poate. Dar priviți zahărul, e încă pe drum. Uitați-vă. Nu mai spune. Ciudat, Bartley Fallon e un om atât de liniștit. Pe mine nu mă miră deloc.
Uite, uite însă pe James Ryan și pe doamna Tuppy se întorc înapoi. Doamna Tuppy! Tuppy! Grozavă veste mi-ai dat, doamna Tuppy! Presupun că din cauza asta s-au întors polițaiul și judecătorul. M-am mirat când i-am văzut pe ei. Ce spui, Ryan? Poliția pe urmele lor? Sigur! Probabil că Bartley Fallon l-a jignit foarte rupicic. Nu s-ar fi luat ei la bătaie așa de florile mări. De ce să nu-l fi jignit? Au fost omorâți oameni cu o armă, dar minte cu o furcă. Așteptați, așteptați să dau o fugă până la barul lui Kiri să-i spun și lui vestea. Alerg și eu, alerg și eu să-i povestesc barului dintâia lui Jack Smith, care e acolo lângă biserică. Doamna Tuppy, doamna Tuppy, iartă-mă și pe mine. Mă duc să povestesc la câțiva vecini pe care văd pe drum. Hai, Shaun! Nu merg numai decât, trebuie să le dau de știri celor de pe pajiște. Shaun, Ali, spune-mi dacă n-ai văzut-o cumva pe soția lui Jack Smith, roșcovanul, pe Kitty Kelly. Ba da, întindea pe gardărufele la uscat. Nu-i așa, doamnă Tuppy? Ce ai spus că făcea? Așternea pe gard un cearceab. Cearceab? Eu am plecat, Bridget. Stai. Mergeți, duceți-vă repede, copii. Repede, Dumnezeule, ce putem face? Așternea un cearceab așa cum e obiceiul pentru morți. Dumnezeu să aibă milă de noi. Jack Smith e mort, iar nevastă să aștenea un ceașa pentru mormântarea lui. De ce nu mi-ai spus asta mai devreme, John Earley? Oh, mare pacoste și surzenie asta. Jumătate din omenire ar putea să moară fără ca eu să știu. Oh, o sărmanul meu, Jack Smith, se ducea la munca lui cu atâta plăcere și tragere de inimă. Și acum să zacă întins pe pământ în plină zi. Ce spui de asta, Tim Kenzie, ce spui? Ai ce? Aflat? Ce e, doamna Tuppy? S-a mai întâmplat ceva? Oh, sărmanul meu, Jack Smith. L-a răpus Bartley? Obietul om a fost omorât, întins în cei cinci acri de fâneață. Dumnezeu să aibă milă de noi, dar e adevărat? Și femeia lui a așternut un ceașaf pentru mort. Dar cine ți-a spus? Cred că îl vor privegea ca pe oricare altul. Dar liniștește-te, doamnă Tuppy. Liniștește-te, ai răbdare. Uite că vin toți, și doamna Tuppy, și James Ryan, și Sean Earley. Stai să vedem ce spun și ei. S-a stârnit mare vâlvă prin tot bâlciul. Mare nenorocire, doamnă Tuppy. Doamne, rece și mort. Doamne. Și eu am fost poate ultima cu care a vorbit astăzi. E sigur, dragă Ryan? Dumnezeu sigur să ne ajute, doamnă Tuppy. A murit Tim Kenzie. E mort, fără îndoială. Și nevastă s-a face priveghi. Tu ce știi, Sean? Ce să știu? Cred că Bartley Fallon ăsta are prea mult o travă în el. Nu-i așa, Bridget? Fi sigur că a avut el vreun motiv. Altfel, de ce n-ar fi omorât? La urma urmei, din ce porni cearta, doamnă Tuppy? Zău, dacă știu. Uite, ultima oară când i-am văzut, Bartley Fallon stătea aici. Uite aici, liniștit, și l-asculta pe Jack Smith, care cânta Femeia Roșcovană. Știi cântecul ăsta, nu-i așa, Bridget? Ba bine că nu. Ai auzit, Tim Kenzie? Ați auzit Shaun Earley și James Ryan? Totul a pornit de la Femeia Roșcovanului, de la Kitty Kelly. Ei s-au certat. Vezi, dragă Shaun? Pe semne că s-au întâlnit în fața casei, iar bărbatul i-o fi dat careva de veste. Nu-i așa, Tim? Eu n-am știut până acum că Bartley Fallon se avea bine cu femeia lui Jack Smith. De unde să știi? Doar nu erau să o trâmbițeze în gura mare. Dacă nici doamna Fallon a știut, dacă eu care stau alături de ei n-am știut, și dacă nici Jack Smith n-a știut nimic, păi de unde era să știi tocmai dumneata din chestie? Acum să se descurce cum o putea Bartley Fallon și să-i poarte de grijă și femeii roșcovanului. Că milă n-o să-i fie nimănui de ea în toată parohia. Doamne, de ce nenorocire ne-ai povestit astăzi? Păi dar cum să-i poarte de grijă? Are și el nevasta lui. Doar n-o să se lepede de credință ca să se căsătorească cu ea într-o biserică protestantă. Nu știu foarte bine, Rae. Da, ar fi mai ușor să se căsătorească cu ea dacă ar duce-o în America. În America se poate, nu-i așa, Sean? Asta așa e. Probabil că în clipa asta se pregătește să plece în America. Când eram în coace, l-am văzut pe judecătorul cel nou și pe Joe Malden, polițaiul, ducându-se la poștă. Se grăbeau! Cu siguranță că se duceau la telegraf ca să-l oprească pe Bartley Fallon la Doguri, în Queenstown. Doar ai văzut și tu, Bridget. I-am văzut, sigur că i-am văzut, de ce să-mi mint? Și e posibil ca și Kitty Kelly să se fi dus cu el și să nu-i pese deloc de cearșaf sau de priveg. Jack Smith zace plin de sânge pe câmp și nevastă s-a fuge cu altul în America. Ah, oameni buni! Dar ce văd? Iată-o pe Mary Fallon, soția ucigașului. Doamne, ce întâmplare! Ne-ai scos în cale în ziua ta de sfântă. Mary, draga mea, doamne! Mary! Ce vorbește tot orașul? Și voi, ce tot spuneți despre bărbatul meu, Bertrand Fallon? Toată povestea asta că s-a dus să-l omoare pe Jack Smith e o minciună gogonată. Dumnezeule, dragă!
acum ne-a pus să vină Marley. Acum liniștește-te, Mary Fallon. Tuturor le pare rău de dumneata. Și de ce, mă rog? De ce să le pară rău de mine? De voi înșe vă să vă pară rău. Și rușinea să cadă asupra voastră pe veci și la ziua judecății de-apoi. Pentru cuvintele care le-ați rostit și minciunile care le-ați spus răpindu-i bietului om, bunului nume și împingându-l la ruină. Asta ați făcut cu toții. Și tu, John Orley, care era așa de cum se cade. De ce taci? Hai, hai, curaj, doamnă Fallon. Poliția nu sunt atât de deștepți pe cât se cred. Cu siguranță că Bartley s-a descotorosit de ei. Dar dacă îl prind și îi pun o frânghie în jurul gâtului, nimeni nu o să spună că nu o merită. Așa e, Mary, ce mai? Așa vorbești, John Orley. Asta gândești. Ai stârnit prea multă vâlvă făcând pe grozavul și doborând un om demn de tot respectul. O frânghie, așa e? Se merită. Ei, de o frânghie n-a avut nevoie decât soția ta, Brigitte, ca să-și lege bocceluța în ziua când a venit în casa ta. Că n-a adus cu ea decât o pătră, un penișor ochi. Pe când eu am adus 70 de lire și două paturi cu fulă. Iar acum, acum e mai țeapănă decât una cu o zese de 100 de lire. Mary Fallon. Prea multă vâlvă ai făcut, John Orley. O frânghie, așa-i? Tot orașul e plin de mincinoși, de intriganți care te-ai spus la pentru o jumătate de pahar de whisky. Oamenii ca voi n-ar trebui să creadă nici în lumina zilei până nu se duc mai întâi să arunce o privire asupra ei. Și zi așa, să-l omoare pe Jack Smith. La urma urmei, unde ești, Martin Fallon? Dragul meu, omuleț liniștit, omul meu cum se cade. Tu care ești atât de prietenos și de nevinovat ca o vită neștiutoare de câmp. Dar n-ar face rău deloc dacă ar vărsa sângele vreunuia dintre voi. N-ar fi nicio pagubă. Să nu vă mai văd. Martin Fallon, unde ești? L-am văzut carnavalul. Sean, Dumnezeule, ce văd? Ce-i, draga mea, ce-i? Ia uitați-vă, uitați-vă bine. Bartley Fallon! Biele! Bartley! Tu ești pe unde a apărut? Eu sunt. Alea. Întotdeauna mi-am spus că dacă e să cadă vreo nenorocire pe lumea asta, pe mine o să cadă. Să alerg după el cu furca asta, iar acum să nu știu cum să scap de ea. Să nu găsesc pe nimeni care să vrea să o ia și niciunde să o las. Dumneata ești Sean Orley. Bine că te-am întâlnit. Vreau să mă duc acasă și nu pot să plec până nu scap de furca asta. Nu vrei să o ții până când Jack Smith o să treacă? Nu iau, Bartley Fallon, îți foarte mulțumesc, dar nu... Doamnă Tape, ascultă-mă. De aici am luat-o. Lasă-mă să o vâr sub teșdea. Acolo o să fie în siguranță și nimeni nu o să dea de ea până când Jack Smith nu... Ia-ți furca de aici! Ce vrei să cadă necazul asupra mea și să mă pierzi dacă o găsește poliția aici? Nu-mi trebuie! Măi frumos în partea dumitale, doamnă Tabi! Aveam și așa destul de griji cu furca. Am alergat cu ea peste tot și n-am putut să o las nicăieri. Mai bine nu puneam mâna pe ea niciodată și nu mă amestecam în treaba asta. Vrei să iei tu, James Ryan? Ai fost totdeauna un vecin bun. Aș face multe pentru tine, Bartley Fallon, dar asta niciodată. Nu. Dacă nu o ia nimeni, poate e mai bine să o dau poliție. Ui! Ce spui, James Ryan? Ce să fac? O să te primească cu brațele deschise. Și pe tine, și pe Kitty Carey, nevasta roșcovanului James Smith. Întreabă și pe doamna Tarpei dacă nu o să fie așa. Iar așa e, dar mă întreb însă cine va plăti priveghiul bietului Jack Smith? Ce? Priveghiul... lui Jack Smith? Da. Nu înțeleg. Cine v-a spus că Jack Smith Roșcovanu e mort? Tot orașul știe. Ai. Și de ce pricina a murit? De ce aceasta? James Ryan, spune tu. Asta e bună. Te pomenești că nu știi, Bartley Fallon, nu? Nu știi că a fost urmărit și doborât cu o lovitură de furcă, a? Da. Lovitură de furcă! Nu știi nici că i-a fost găsit trupul pe fâneață! Pe fâneață! Poate că nu știi nici că poliția e pe urmele omului care a făcut asta! Omul care a făcut asta?
Doamna Tapi! Și firește, nu știi că el a fost omorât de dragul lui Kitty Carey, nevastă sa? Ce spui de asta? Kitty Carey, nevastă sa? Da, da, da. Doamna, doamna Tapi, nu mai înțeleg nimic. Doamne, Dumnezeu, iartă-mă. Eu nu cred că mă mai pot mișca din locul ăsta. Auzi, eu să aduc aici furca asta și să mă trezesc față în față cu asemenea veste. Jamstrai, Sonar, ce tot vorbiți, Doamne? Doamne, Tapi, Doamne, Tapi, spune ceva! Ei, ce să mai spun? Mai bine uită-te cine vine, nu un judecător împreună cu Joe Maldon Polizaiu. Cred că e mai bine să o ștergeți de aici. Hai copii, șonorule, hai! Nu-i bine deloc să fie amestecat în treaba asta. Uite, hai să mergem. Pe aici, domnule judecător, faceți loc, vă rog. Faceți loc pe aici, pe aici, domnule judecător. Știam că districtul e într-o stare proastă, dar nu mă așteptam să fiu pus în fața unei crime chiar de la primul bâlci. Întocmai, domnule judecător, sunt sigur că nu v-ați așteptat. Am făcut foarte bine că nu m-am dus acasă. Am mai prins câteva vorbe aici colo care mi-au trezit bănuieli. Da, domnule judecător. Ai auzit aceeași poveste de la toți acei pe care i-ai întrebat? Aceeași poveste, domnule judecător. Sau chiar dacă nu era aceeași, era foarte asemănătoare. Foarte asemănătoare, perfect. Perfect, ce face omul ăsta? Stă cu o furcă în mână? Are o privire vinovată. Crima a fost săvârșită cu o furcă. Ăsta e omul despre care se spune că a săvârșit fapta. Bartley Fallon în persoană. Pe semne că i-a fost greu să fugă și acum se afișează fără rușine. Un ocnaș în insulele Andaman. A încercat același joc, dar nu i-a mers cu sistemul meu. Stai mai încolo, stai mai încolo, nu prea departe, da. Și pregătește-te, rog, cătușele. Da, da. Ei, omule! Da, domnule. Știi ceva despre Jack Smith? Despre Jack Smith, domnule? Da. Jack Smith Roșcovanu? Roșcovanu, da. Unde e Jack Smith? Chiar, unde o fi? Ce spui? Păi... e unde era și azi dimineață, în colțișorul lui. Își cânta cântecele, nu? Își mai aprindea pipa, hârșuind chibritul de talpa Ghetti. Pe talpa Ghetti, da. Eu te întreb pentru a treia oară, unde e? Nu-mi face plăcere să spun unde este. E o taină mare și... apoi mi-e greu să-mi dau seama. E greu? Da. Spune-mi tot ce știi. Tot ce știu. Ei bine, poate fi... în trei locuri. În paradis. Așa. În purgatoriu. Așa. Și mai poate fi... Prostii, astea-s fleacuri. Treci la subiect. Da. Poate nu țineți cu clerul. Asta e învățătura clerului. Poate că țineți cu bătrânii. Ei spun că umbra rătăcește și sufletul e obosit, iar trupul se odihnește. Umbra... Da. Eram aproape sigur că l-am zărit pe Jack Smith acum 10 minute la colțul fierăriei și pe urmă l-am pierdut din nou. Credeți că i-am văzut fantoma? Domnule polițist, trebuie să notați tot ce spune. Te previm că scriem toate cuvintele tale. Poate că era supărat pe mine pentru că i-am luat furca. Poate că îmi va cere socoteală în ziua judecății de apoi. Nu m-aș mira deloc. În ziua judecății de apoi nu s-ar mira deloc? Da. Mi-a apărut cam repede fantoma lui. Ha? Ce credeți? O să se ține după mine mereu, iar noaptea o să-și scoată hainele? Eh? Nu m-ar mira deloc? Spune-mi adevărul. Care a fost motivul crimei? Eu sunt judecătorul vostru, vorbește! Da. Motivul a spus? Da, motivul, pricina! Păi, n-a fost niciun motiv. Ce? Ai face mai bine să mărturisești. Era vorba de bani? Da. Ce să fie avut bietul Jack Smith prin buzunare, în afară de mâinile lui, când și le ținea acolo? Vreo ceartă pentru pământ? Na, nici vorba. N-a fost niciodată un hrăpăreț. Ar fi mai bine pentru dumneata dacă ai trece direct la subiect.
Nu-mi place să vorbesc despre ce a fost. Deci, la ce bun s-a ascuns, că până la urmă tot se va descoperi. Sunt sigur că așa va fi. Mai ales că fiecare știe dinainte. Vă spun, dar șoaptă. Șoaptă, șoaptă, spune. N-am să mint. La ce-ar folosi? Să nu cadă vina pe parohie, că o asemenea faptă nu s-a mai întâmplat niciodată până acum. Crima a fost făcută de dragul lui Kitty Carey. Kitty Carey, da. De fața lui Jack. Jack Smith. Pune-i cătușele, domnule polițai. Domnul. Pune-i cătușele imediat. Dă mâine cu cătușele. Dumnezeule! Dumnezeule! Am scutit eu ceva o steneală. Știam eu că luat cum trebuie, va mărturisi imediat. Totdeauna am spus că dacă o să cadă vreo nenorocire pe lumea asta, atunci numai pe mine o să cadă. Eu cu cătul. Nu-i de mirare. Și tocmai acum vine și nefastul meu. Dumnezeule, ce o să zică? Mere! Mere, ajută-mă! Ce e? Domnule judecător, toți oamenii din orașul ăsta spun minciuni, ne scocesc într-una, vorbesc pe seama bietului meu soț, care e cel mai cinstit om din lume. Spun că l-a omorât pe Jack Smith. Omul nu e de treabă, domnule judecător. Nu există om mai bun și mai prietenos în toate cele cinci parohii. N-a pricinuit nimănui nici cel mai mic necaz. Și acum ce văd în fața ochilor? Bartin, fărând în mâna poliției cu cătușe. Bartin, ce-ai făcut la urma urmelor? Ce-ai făcut? Mere, o mare nenorocire a căzut pe capul meu. Întotdeauna am spus, dacă e să cadă vreo nenorocire, apoi a... Ce-a făcut? Omul acesta e acuzat de crimă. Cine l-a acuzat? Ei! Nu-i credeți! Nu! Pe aici toți sunt mincinoși! Dați-mi! Dați-mi bărbatul înapoi! Dați-mi bărbatul! E firesc să-i luați apărarea, dar nu trebuie să vă plângeți de vecinii dumneavoastră. L-am arestat pentru că l-a omorât pe Jack Smith. Chiar el a mărturisit. Să ne apere sfinții din ceruri! Dar ce a avut el de împărțit cu Jack Smith? E mai bine să știți totul din pricina unei aventuri de dragoste cu nevasta victimii. E, Mary, ce zici? Cu nevasta lui Jack Smith? Da. Cu Kitty Carey? Da. Kitty Carey. Doamne, trădător! Mare, mare rușine! Eu, trădător! Vreau să duc în America, doamnă felul! Ce zici de asta, Mary? Îți spun că... Dacă... Taci! Da. Tu să taci. Da, taci! N-am să mai ascult niciun cuvânt al tău. Ce ticălos nemernic ești! Stai liniștită până vorbesc. Ascultă ce spun. Când veneam spre oraș, stătea lângă mine în căruța trasă de măgar. Părea liniștit și respectabil. Și când colo ascundea atâta perfidie în inimă. Ce-ai făcut, Batley? Ce-ai făcut? Ți-ai pierdut mințile mele sau eu mi le-am pierdut? Și cât m-am chinuit pe lângă tine muncind ca o sclavă, iar tu bombăneai într-una, oftai și dușai. Mereu erai nemulțumit. Până și preotul obosit de atâta miruire, câte ori ne-a amenințat că mori. Dai liniștită și ascult. Să arunci asemenea rușine asupra parohiei. Un lucru de care nu s-a auzit niciodată până acum. Vrei să închizi odată gura și să ascult ce spun? Și dacă ar fi fost pentru vreun soi de femeie mai arătoasă, dar pentru o stârpitură cum e Kitty Carey, care abia are patru picioare înălțime și nici trei dinți în gură, numai de nu și-o fi pus alții noi. Dumnezeu o să te răsplătească, Bertrand Fern. Pentru neagra perfidie din inima ta, pentru păcătoșenia din mintea ta și pentru sângele roșu al bietului Jack Smith cu care ți-ai mânjit mâna. Mere, dar crede-mă, gândi, da. Ce-i asta? Sau eu, când de tine e vocea. E vocea lui Jack Smith. N-am auzit până acum fantomă care să cânte. Vine după mine să-și ia furca.
dați-i unul din voi furca și voi fi curat față de el, acum și în vecii vecilor. Dumnezeu să aibă milă de noi! E James Smith, voroș căpanul, omul care trebuia să fie privegheat. Ai venit de la groapă înapoi? Ești chiar tu? Viu sau mort, oprișe pe nevastă pe Kitty Kelly să-mi ducă omul cu ea în America. Dar ce, vi s-au rătăcit mintele la toți? De ce ar vrea nevastă mea să-l ducă pe Bertley Fallon în America? Vrea să te lase, Jack Smith. Ce? Să te părăsească și să-mi-l ducă pe al meu departe de mine. Asta au pus amândoi la cale. Fără cap oricui spune asta. Cine ar vrednic? Cine ar spus? Atunci cine? El! El a spus! Bertley Fallon, el! Lăsați-mă să-i grăb capul! Să-l omor înainte de a apuca să plece cu nevastă mea în America! Lăsați-mă în pace! Oprește-te! Polițai! Pune-i acestui om cătușele! Acum înțeleg totul! E un caz de falsă personificare! Un complot pentru a zădărnici planurile poliției. Când eram în insulele Endman, un criminal din tribul Mopsa, un religios fanatic... Întocmai, domnule judecător, așa trebuie să fie și în cazul ăsta. Da, trebuie să-i ducem pe amândoi la locul crimei, să-i confruntăm cu trupul adevăratului Jack Smith. Am să-i spar capul ăluia care îmi bagă și tine! Ai să spargi pe dracu! Am să cer ajutoare de la cazări. Domnule judecător, dacă noaptea asta voi fi pus în aceeași celulă cu Jack Smith, iar lui îi se vor scoate cătușele, n-aveți nicio grijă. Crima se va produce. Să mergem! Faceți loc! Să mergem! Faceți loc, vă rog! Ați ascultat Împrăștiind veștile de Lady Gregory. Traducere de Victoria Gheorghiu. Adaptare radiofonică de Dinu Săraru. Distribuția a fost următoarea: polițaiul Demrădulescu, judecătorul Toma Caragiu, doamna Tapri Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită, Bartley Fallon, Sandu Sticlaru, Mary Fallon, Tamara Buciuceanu, Jack Smith, Alexandru Arșinel, Tim Casey, Horia Căciulescu, Sean Early, Dem Savu, doamna Tully, Dorina Lazar, James Ryan, Gheorghe Oprina, regia tehnică, inginer George Buican, regia de studio, Crenguța Manea, regia muzicală, Nicolae Neagoie, regia artistică, Dan Puican.